Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vlad, zi-ne cum a fost la Coldplay, că tu ai fost. Piesa asta a fost unul dintre vârfurile concertului. Spectacolului, de fapt, că a fost mai degrabă un spectacol. Asta a fost spre final, când Chris Martin, solistul de la Coldplay, a cerut publicului să lase să nu mai filmeze. Să bage oamenii telefoanele în buzunar, să le dea jos și pur și simplu să participe la momentul respectiv. A fost ovaționat pentru această solicitare, toată lumea a stins telefoanele. La concert primești, când te duci la concertul Coldplay, primești o brățară care are un dispozitiv care emite lumină, și controlat de ei. Și care este controlat de ei. Și dispozitivul respectiv poate lumina în diverse culori, ca orice LED, lumina albă, galbenă, roșie, verde, albastră, nu contează, și poate emite pulsuri luminoase pe diferiți algoritmi pe care îi programează ei. Îl dai înapoi. Adică te roagă să-l dai înapoi, sigur, cred că unii l-au păstrat, n-ai ce face cu el. Poate amintire așa, dar rugămintea lor este să-l dai înapoi, pentru că îl reciclează, îl refolosesc pentru următoarele concerte. Folosind acest sistem, 50.000 sau 60.000, nu știu câți oameni ar fi fost acolo, că stadionul a fost plin ochi în tribune, în afară de peluza din spatele scenei și pe gazon, cum se spune, deci folosind aceste dispozitive, au creat o atmosferă ireal de frumoasă. Deci spectacolul în sine este foarte frumos și foarte interactiv. Ei sunt foarte pozitivi, interacționează foarte mult cu publicul, au grafică, folosesc baloane care plutesc pe deasupra publicului, jocuri de lumini, artificii, da. Muzica lor e cum e muzica lor, poate să-ți placă sau nu, dar spectacolul este foarte frumos. Adică, sincer, nu cred că am fost la un concert atât de frumos și de spectaculos. Pink Floyd cu The Wall a fost o scenografie la fel extraordinar de puternică, dar era puternică, era intensă în cu totul alt sens. Adică acolo era un mesaj politic foarte puternic. Asta era un concert, adică a fost un concert la care trebuie să te simți bine. Auzi, lasă asta. În deschidere, vreau să menționez asta, în deschidere a cântat o trupă britanică de rock, Maisie Peters. Voi care sunt, eu am descoperit abia acum și am adică nu sunt cunoscuți în România. Mă rog, e o fată, sunt două fete și doi băieți și fata este solist. Cântă un rock atât de proaspăt și de antrenant și de vioi, de parcă ar fi o trupă de liceu. Înțelegi? Și vă recomand să-i căutați Maisie Peters, Maisie Peters. Poate reușim să difuzăm și noi vreodată măcar o piesă. Da, poate. A cântat și Emma, care e favorita ta, una și din Emma favoritele a cântat, tale. Emma a cântat prima în deschidere, că lumea de-abia venea, da. Dar pentru ea a fost sigur o bucurie. Lasă asta, că... Și-a mai cântat și Babașa. Da, zi-mi de ce ai fluierat la concert. A, eu n-am fluierat acolo. Când a venit momentul despre care vorbește toată lumea și despre care aș vrea să vorbim și noi, o să vă explic imediat care este treaba. O să vă pun în context, adică chiar dacă n-ați fost la concert sau n-ați văzut, o să înțelegeți ce vă întreb. Deci, la un moment dat, pe la jumătatea concertului, Chris Martin s-a așezat la un pian și a spus următoarele lucruri. Citez aproximativ, din memorie. Eu am descoperit, venind din Anglia, din capătul celălalt al Europei, am descoperit artiști, că aveți artiști absolut formidabili aici, care au voci nemaipomenite. Sunt impresionat și mă bucur foarte mult că am posibilitatea să-i cunosc și că atare am invitat un astfel de artist pe scenă cu mine, cu noi în seara asta, ca să cântăm împreună. Și te așteptai să intre Felicia Filip. Bun, a fost un moment în care, știi, publicul era, toată lumea foarte pozitivă, foarte veselă. A apărut un tânăr pe care, nu știu, eu am stat acolo, lângă Babașa. Mine era Marius Moga, Cabral, Bobonete, Alina Eremia, nu știa nimeni cine este băiatul respectiv, știi? Și, mă rog. Și a spus, ok, bună seara, eu am o piesă care este prima în trending pe YouTube, moment în care am început să bănuiesc cam ce urmează, și zice, o să o cânt acum pentru voi și sunt convins că unii dintre voi o cunoașteți. Și el a început să cânte o manea, practic. Moment în care publicul a avut așa un moment de derută, el cânta, a cântat unplugged, cum ar veni, numai din voce, cu Chris Martin acompaniindu-l la pian. Și la un moment dat a încercat și Chris Martin să cânte și el un pic de triluri de manele, nu prea i-a ieșit. Bun. Și după un moment de derută, adică totul a fost
extrem de neașteptat, de straniu, după tot spectacolul ăla cu lumini, a fost un moment aproape a capela. Și după un minut de derută, publicul a început să huiduie dezlănțuit și să fluiere și au fost în valuri au venit huiduielile. Eu am înregistrat, am filmat, de-aia zic că eu n-am huiduit. Eu, la mine a intrat reflexul de jurnalist. Eu m-am bucat să documentez ce se întâmplă. Am scos telefonul și am început să filmez. Ce să spun, s-a huiduit și s-a fluierat cu... Bă, cu o pasiune, înțelegi? Cu ură, ca atunci când pierde Naționala cu 3-0, 4-0 pe Arena Națională și publicul se simte umilit cumva, asta a fost senzația mea, știți? La fotbal, când se fluieră așa, se cere demisia antrenorului și să plece aia de pe teren, că sunt ultimii nenorociți, să nu-i mai vedem. Cam asta a fost atitudinea. Și vreau să difuzăm acum o porțiune din acest moment. Vă dăm numai un pasaj, ca să înțelegeți cam ce s-a întâmplat pe stadion. Asta e înregistrarea pe care am făcut eu cu telefon. A durat aproape 5 minute. Deci fiți atenți, să se furie publică aici. Da, încă o dată, asta e înregistrare cu telefonul meu din același punct fix, adică nu m-am apropiat, nici nu vreau să mă apropii. Aș vrea să-l salut pe Babașa, că a cântat în continuare. Nu s-a oprit și nu s-a intimidat la ce a fost acolo. S-a intimidat la un moment dat. Da? S-a intimidat. Cât erați acolo? 70.000 în stadion, cam așa? Nu știu, trebuie să spun organizatorii câți au fost, dar stadionul era plin și, cum am zis, și în gazon era full. Da, eu cred că au ales și manelistul greșit. A fost o gafă din punctul meu de vedere, pentru că Babașa asta, după cum spuneai că nu știau ce e de acolo, iată, nu știu nici eu, ceea ce e grav. Adică, deci omul are pe YouTube, am verificat în dimineața asta, are Manele News. Are 10 de milioane de vizualizări pe unele de piesele lui. Dacă 34 duci... de milioane de vizualizări. Dacă îl duci pe ăsta la Beach Please, ce explodează. E ăla pentru tineri, cu trep, cu alea, care e la Costinești vara asta. De vor toți copiii să meargă. Vizualizările alea de pe YouTube sunt de la tineri. Sincer, la Coldplay a fost alt public. A fost un public mai cult, un public mai pretențios. Adică nici măcar nu e același public care a fost la Untold când a fost Adi Minune. Și cred că și aseară, dacă era Adi Minune sau era Vali Vigelie, că sunt mai din generația noastră, adică mie mi se pare că media de vârstă la concertul de aseară a fost un pic peste... Nu, erau foarte de ani, să zic. Nu, erau foarte mulți și copii, dar nu, erau foarte... a costat biletul, nu cred că era plin de... Erau foarte mulți tineri. Puști. Adică la un moment dat m-am uitat, eu cred că eram cel mai în vârstă de acolo. Bun, deci s-a terminat momentul, s-au stins luminile acolo, au fost câteva secunde de nimic pe scenă, publicul s-a liniștit, a plecat Babașa, a plecat și Chris Martin. Eu cred că, adică mă întreb ce a fost în capul lui Chris Martin în momentele alea. Eu presupun că se aștepta la totul altceva, cred că i-a explodat mintea. Pentru că cine i-a propus, sigur și imagina altfel momentul. Adică cineva din organizarea acelui spectacol a făcut o eroare de calcul majoră, dar unde a greșit? Și cu asta mă apropii de întrebarea pe care vreau să vă adresez. Pentru că, în fond, așa cum a remarcat și Luca, au existat precedente de foarte mare succes. Adică au fost manele pe scena festivalului Gopo și lumea a aplaudat și a fost controversă. Acolo a mai fost aceea. Ceva, da. Nu s-a huiduit în sală. Nu s-a huiduit, nu. A fost Adrian Minune pe scena la Never See. Publicul a ovaționat și a cântat cu el. A fost Gheboasă la Untold în vara trecută. Publicul a cântat versurile pe beat. Deci știau versurile și au cântat versurile pe beat. Sigur, controversa a apărut după aceea, dar acolo, la scenă, la festival, în momentul respectiv, lumea a fost entuziastă. Plus succesul internațional al piesei cu Made in Romania, ăla de la Internaționale Milano, l-au cântat și ea de la Real Madrid. Deci ce s-a întâmplat pe Arena Națională de n-a mai mers? Asta este întrebarea. Ce să zic? Asta e, uite reacție. Deci, întrebare. 0372069599. Suntem noi niște ipocriți?
noi românii, adică suntem ipocriți, pentru că, știți, se ascultă, sunt zeci de milioane de ascultări pe manele de toate tipurile, mai noi, mai vechi, se ascultă și se petrece pe manele la nunți, la botezuri, la festivaluri, se ascultă în taxiuri, pe șantiere, în mașini, pe YouTube, în trending. Ce să creadă Chris Martin când vede ce e în trending în România? Ăsta. Bă, înseamnă că toată lumea îl iubește, îl aducem pe scenă și dăm lovitura. Și intră pe scenă și cred că a crezut, adică mi se pare că a crezut că o să se rupă tot spectacolul în momentul ăla. Sunt curios dacă îl mai ia și diseară. Da, mă îndoiesc foarte tare, mai un concert. Deci, ce s-a întâmplat acolo? Ce credeți că a provocat reacția publicului? Și vă întreb, frate, suntem ipocriți? Suntem, de fapt, niște maneliști ascunși? Ascultăm manele, dar nu în public? La câte telefoane și mesaje sunt, să știți că o să continuăm să discutăm pe subiectul ăsta. Și după 8. Pentru că aici e o discuție ceva mai lungă și despre diversitate și despre cum Chris Martin apără minoritățile și despre care e relația artistului cu publicul și despre cum diversitatea asta este ok, dar nu știu dacă dragostea se poate face cu sila. Mă rog. Hai să începem. Hai, fost foarte dezgustat de Chris Martin. Cel care a vândut 100.000 de bilete în București este Chris Martin și Coldplay. Nu vreun manelist de aici, de la noi. Deci dacă vreau să ascult manele, mă duceam, dădeam poate 20 de lei pe bilet, nu 700 de lei, și ascultam manele. Și dacă noi suntem ipocriți, voi de ce nu dați pe radio manele? Bună, eu ascult Europa FM în primul rând pentru că nu dați manele. Da, acum gusturile muzicale. Da, bună întrebare, e corectă. Gusturile muzicale sunt variate. De fapt, dacă stai să te gândești, niciun radio din România nu difuzează ce e în trending pe YouTube. Nu. Adică nu ca format. Poate că accidental mai difuzează câte ceva. Formatul Europa FM este cu un anumit gen de muzică. Ați văzut că noi, eu aș da mai mult heavy metal. Nu dăm heavy metal. Aș da mai mult rock progresiv. Nu dăm rock progresiv. Este alt format. Pe de altă parte, când dăm la radio voting câte o piesă care are așa un ritm care aduce manele, știți foarte bine ce se întâmplă. Cam ce fel de telefoane, da. Cam ce fel de telefoane primim. Ne sare țandra imediat. Da. Nu, așa. Bună dimineața, măi băieți. Ce să zic? Eu cred că Martin nu știa ce urma să zică babașa ăsta, că dacă ar fi știut vorbele pe care le folosește, iau usturci, că să anunță mare stabor, că să neam de spoitor. Doamne ferește așa ceva, deci... ce mai lipsa să joace cearceaful pe acolo pe scenă și să vină Bulibașa să facă vreo împăcăciune. Adevăr că pe înregistrarea, Doamne ferești, pe care ai făcut-o tu, Vlad, și pe care am difuzat-o mai devreme, duelile iau sunt amploare versuri, da. După aceste versuri. Bine, deci versuri și un accent de xenofobie acolo. Da, bă, se lupăceau de spăitori și de stabori și așa, atunci le cansare țandăra oamenilor. De rasism, nu xenofobie, bun. Sincer să fiu, pe mine versurile alea m-au făcut să râd, pentru că sunt total tâmpite. Adică, serios, sunt tâmpite. Sunt... No, era unul, dragoste cu gust de cola, mi-ai dat peste cap busola. Adică, într-o baltă neagră, patru ochi lucește. Știi? Cam asta e nivelul. Da. Serios, e muzică pentru puști. Eu zic că a fost o greșeală organizatorilor în alegerea manelistului. Ciprian, bună dimineața. Bună dimineața, Ciprian. Neața. Deci vă reamintesc întrebarea. Ce credeți că s-a întâmplat acolo de un artist în trending a fost huiduit cu ură de un stadion întreg? Păi, în primul rând aș vrea să vă spun că da, într-adevăr, așa este. Nu a fost foarte inspirată. Plus de asta că eu n-am auzit la niciun concert de manele să vin un rocker să le cânte. Bravo, bravo, uite, asta nu s-a întâmplat niciodată. Uite, am putea să încercăm. Acum, serios, de ce trebuie să ne băgați nou pe gât manele? Cum a zis și mesajul dumneavoastră mai devreme, oamenii s-au dus acolo și au plătit un bilet destul de scump. Dacă vreau manele, se duceau și ascultau manele. Dar la Antol de ce a ținut? La Neversea de ce a mers? Acolo de ce a mers? De ce au cântat oamenii? De ce s-au distrat? Și de că au și funcționat barurile înainte. Probabil au fost alți oameni acolo. E cu totul al public. Aveau alte priorități. Poate că acolo e un festival și sunt diverse genuri și... Coldplay, asta e o trupă mai de, nu știu cum să zic, ca să nu jignesc.
Mai de oameni liniștiți așa. Nu de petrecăreți. Mulțumim, Ciprian. Adică la festivaluri vin petrecăreți care beau, se distrează. Aici la Coldplay a venit lume. Uite, ne-a dat cineva mesaj. Sora mea e șefa DNA Iași, iar soțul ei judecător la Curtea de Apel Iași și așteptau cu nerăbdare acest concert. Au fost dezgustați. Asta ca să vă dați seama cam ce public a fost la concert. Ne-a scris un ascultător. Și eu sunt de aceeași părere, că cea mai mare parte a publicului de aseară a fost formată din oameni familiști cu educație și care nu ascultă manele. Poate ascultă, dar nu genul ăsta de manea. Deci asta e o manea pe care nici eu nu pot să o ascult. Care nu sunt nici educat, ci sunt și semifamilist. Da. Da. Și mi-e place să mai ascult Adi Minune, Vali Vigelie, Asu. Nu mai avem timp, nu o să revenim după rop. Păi vorbiți într-una, nici măcar eu n-apuc să vorbesc astăzi. Să facem toată emisiunea de cu asta. Pentru a doua oară astăzi în deșteptarea, Viva la Vida, asta e piesa mea favorită. Au cântat-o? Au cântat-o, da, cum să nu, au cântat-o pe toate. Au cântat toate hiturile lor mari. Aproape toate, cineva era supărat că n-au cântat Magic sau nu știu exact ce, da. Mă rog, revenim la discuția de mai devreme. Am plecat de la momentul Babașa, cum am spus noi, și vă întrebam dacă suntem un popor de ipocriți rasiști. Da, adică dacă ascultăm manele în secret, dacă când vine pe scenă cineva, adică eu nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, de ce a fost publicul atât de ostil când a cântat un manelist în condițiile în care la alte festivaluri, mă rog, festivaluri, e adevărat, nu concerte, cum ar fi Never See Untold, la Gopo, maneliștii au venit pe scenă și au fost și ovaționați. Hai să... Pentru cei care au început să ne asculte de câteva minute, aseară, în timpul concertului Coldplay, a fost acest moment. Tânărul Babașa, nu? Care e în trending pe YouTube, e foarte apreciat de publicul tânăr din România, că asta înseamnă trending-ul pe YouTube. A fost invitat de solistul Coldplay, Chris Martin îl cheamă, Chris, nu? Martin, da. Pe lumea nu prea știe. Nu, serios, sau nu-i Chris de Martin, nu știe, da? Cine, au cântat nimeni împreună. Cine nu e fan Coldplay, nu știu, Eu eram văzut am o poză cu Chris Martin și am crezut că... Bine, ni se alătură pentru discuția asta un om cu foarte multă experiență, Julia, colega noastră de la Virgin, o știți bine, a cântat cu Candy, cu Fly Project. Bună dimineața, Julia, ai experiență cât 20 de ani de experiență pe scenă? Anul ăsta împlinesc 34, chiar. 24 de ani doar de la Candy, dar eu cântam de dinainte. Da, am înțeles. Deci mai sunt cumva bine. Da, ai zis bine. Tu ca artist înțelegi ce s-a întâmplat acolo? Adică de ce publicul a huiduit și a fluierat, mă, cu ură au făcut-o, adică a fost cu ură, trebuie să recunoști. Cu sete. Cu sete. Pentru mine, ca artist, a fost un moment destul de greu de digerat, neavând niciun fel de problemă cu genurile muzicale, pentru că sunt artist și îmi place muzica indiferent de gen. Însă, aseară, a fost un moment foarte greu pentru mine, pentru că niciun artist nu merită huiduielile. Dar ce greșește un artist când ajunge într-o astfel de situație în care este huiduit de 50.000 de oameni? Nu, în principiu, nu artistul greșește, ci echipa de management greșește. Aseară mie mi s-a părut o mișcare greșită din partea echipei de management a ambelor trupe și a organizatorilor, pentru că, din punctul meu de vedere, a fost un moment nepotrivit pentru ca artistul Babașa să apară pe scenă pe Arena Națională. Dar crezi că dacă în locul lui Babașa ar fi fost Adi Minune, dacă maneaua era mai cunoscută, era altceva? Tind să cred că oamenii care, la fel ca și mine, oamenii care au mers aseară la concertul Coldplay și-au dorit foarte mult o experiență Coldplay completă, fără să fie alterată de nimic din ceea ce oricum avem la noi în sală din plin. Dar dacă o aduceau pe Sofia Vicovean, că tot așa era huiduită? Nu cred. De ce? Nu cred. Uite, Metallica au ales să cânte o piesă Iris, acum câți? 4 exact. Ani, dacă nu mă înșel. Exact. Și a fost altceva, adică nimeni n-a huiduit. Cred că ce s-a întâmplat aseară, cred că din punctul meu de vedere, uite, publicul ar fi trebuit să tacă.
uh-huh. ar fi trebuit să nu dacă aibă niciun fel de reacție. Da. Și prin faptul că ar fi fost o liniște completă în arenă și ar fi susținut uh-huh. punctul de vedere. Dar de ce au mers momente de acest gen, adică cu manele, la Never See, la Untold, Gheboasă la Untold, Dani Minune la... Electric Castle a fost, cred că, primul da. Festival unde s-au pus manele. De ce acolo au mers? Publicul a ovaționat, a cântat cu artiștii? Pentru că e un alt public. Pentru, și pentru că baruri, cum ți-am zis. Și nu cred că erau beți. Nu, cred că nu erau beți, dar știi cum e când bei o citronadă înainte, uh-huh. parcă e alta stare de spirit. Da. Iar genul ăsta muzical se pretează cu băutura și așa. Crezi că mai repetăm, uite, asta, un astfel de moment? Am înțeles că a postat pe contul lui de Instagram că Chris va... Martin? Nu, va așa, da? Că va intra și în seara asta. Va intra și în seara asta, o, da, schimbă piesa. Deci, tare, de urmărit. Din punctul meu de vedere, atât aș zice, că aș zice că a fost un moment nepotrivit, că a fost un moment care trebuia gândit un pic mai bine. Da, Giulia, da, uite, tu ești artist. Acum pune-te în locul lui Chris Martin. El e artist și și-a gândit momentul ăla. S-a gândit să-l ofere publicului de la București. Clar. Cu bucurie. Și poate că era de apreciat. Da, trebuia apreciat Chris Martin pentru momentul ăla pe care el l-a gândit, așa cum a gândit și alte momente din spectacol. Tocmai de asta am și zis că din punctul meu de vedere publicul ar fi și-ar fi menținut poziția și mai bine dacă nu ar fi huiduit și pur și simplu ar fi tăcut. Giulia, îți mulțumim. Știm că e emisiune, că altfel te-am mai fi ținut. Noi stăm de vorba acum cu ascultătorii. Oh, vă îi pup pe toți ascultătorii voștri, mă duc la ascultătorii mei. Te pupăm și îți mulțumim tare mult. A fost Giulia cu noi. Cosmin, bună dimineața. Salut, Cosmin. Salut, Cosmine. Neața, salutare. Da. Deci ai înțeles ce s-a întâmplat acolo? De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Părerea ta. Da, am înțeles și întâmplarea face că eu prestez anumite servicii la evenimente sociale, speță nunți, da. Și faptul că cei de la Coldplay împreună cu organizatorii au ales acel moment, din punctul meu de vedere, spune multe despre noi ca și nație. Adică sunt ferm convins că momentul ăla a venit în urma unor soi de studii, nu neapărat studii, cât niște cercetări scurte. E trading-ul și... de pe YouTube, cea mai bună cercetare. Da. E cea mai bună cercetare. Deci erau toate premisele să meargă, nu? În... Se la anunți, exact. Se cântă manele, la petreceri manele, e în trending, de ce a huiduit lumea? Asta, da. Asta voiam să spun, pentru că auzise mai devreme că au fost aseară acolo și de la persoana de la DNA, un judecător, și sunt ferm convins că au fost doctori lumea aleată, ca să spunem așa, care în România, inevitabil, într-un fel sau altul, ascultă manele. Că te duci, cum ați zis și dumneavoastră, manelele sunt peste tot, de asta suntem, da, domnule, noi ca nație. De am căzut de acord că se ascultă, exact. Dar de ce nu s-au putut asculta aseară? Asta nu înțeleg. Da. Ei bine, aseară a fost cu totul altceva. Oamenii au vrut să iau o pauză de la ceea ce se întâmplă regulat la petrecerile din România și oriunde te învârți în România. Pur și simplu, oamenii de acolo voiau o pauză, iar momentul ăla a fost total nepotrivit. Eu nu am nimic cu genul manele, și eu sunt nevoit să le ascult la toate nunțile, văd cum se comportă inclusiv doctorii și cei de la din toate păturile sociale spre finalul petrecerii, și exact cum ați spus și voi, barurile fac diferența la celelalte festivaluri, pentru că omul românul, când ciupește ceva... Vreau o mare, uite, și Raluca ne-a scris că organizatorii ar fi trebuit să știe că cei ce au plătit bilet pentru Coldplay sunt alții față de cei din trading. Și eu ascult manele la petreceri, spune Raluca, dar nu în cadrul magiei ce se creează în cadrul concertelor susținute de Coldplay. Uh-huh. Și mai sunt multe mesaje pe care le-am primit în nota asta. Și hai să fim onești și să nu ne ferim. Cred că pe oamenii a deranjat și asocierea asta, care ne deranjează de multe ori, a românilor cu romii. Cu tot regretul o spun. Știi că mergem în străinătate și acum 10 ani ne feream să vorbim în românește pe stradă, că ne era rușine? Poate tu. Că toți cercetătorii erau români și tot felul de hoți de buzunare și așa mai departe. Și există, trebuie să recunoaștem, această problemă în societatea noastră. Deci suntem rasiști. Suntem, da. Marius, înțeleg că a fost la Barcelona și a văzut pe Coldplay, au pus manele și acolo, Marius.
Bună dimineața. Bună dimineața. Eu am fost și aseară și am fost și anul trecut la Barcelona. Aseară a fost foarte greu de digerat. Adică eram șocat. Sincer, n-am huiduit, dar am fost puțin... N-ai înțeles. Eram ascultat și versurile, n-am înțeles ce se întâmplă. Încercam să-mi dau seama dacă versurile pe care le cânta erau ce zicea el acolo, adică cu... adică a fost foarte greu de digerat. Iar la Barcelona, când am fost anul trecut... A fost un artist popular catalan? A fost Gypsy King. Aha, a cântat Bailame. Deci tot stadionul a cântat, a dansat, a urlat. Deci a fost o atmosferă foarte mișto. Și tot a fost Gypsy King. Știi ce spun alți colegi de-ai noștri? Mulțumim frumos. Alți colegi spun, domnule, a fost și o problemă cu genul manelei ale, pentru că a fost o manelă asta de... Era jalnică, tristă. Dacă era una pe veselie, dacă venea poate a diminune, cu energie, cu nu știu, poate că publicul reacționa altfel. Dar a pe fost de altă parte... Așa, eu zic ce citez. Nici nu se prea preta o astfel de manea plină de energie la concertul Coldplay. Da, și asta s-a pretat. O muzică mult... Nu se pretează practic deloc. Nu e adevărat. Acolo a fost multă energie. Nu, sunt de acord, dar alt gen de energie. Ok. Adică... Petruț, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, sunt DJ Pedro Zingala, DJ la anunți și evenimente private. Așa, ia, zine tu cum dansează judecătorii și doctorii pe Coldplay la petreceri private. Deci, imaginați-vă că la un eveniment cu la care participă preoți, nu o să pune muzică bisericească, nu? Da, corect. Adică și oamenii aceștia sunt tot oameni și ascultă muzică de petrecere. Bun. Problema aseară a fost că... Dar tu ai fi pus o manea la concertul ăsta, Coldplay? Eu am avut... am 20 de ani de experiență și am văzut multe la viața mea și am avut inclusiv o petrecere, o nuntă cu rockers, da? Și mi s-au interzis manelele la un început, după care au venit ei și mi-au cerut manele. Deci eu mă așteptam. Deci rezultă că suntem ipocriți. Problema seara este că Babașa era, din ce am înțeles, e pe locul întâi în training pe YouTube. Da. Voi dacă v-ați duce în, nu știu, în Grecia, de exemplu, și ați prestat la un concert acolo, v-ați uitat pe YouTube să vedeți care este trendul. Da, și poate grecii dintr-o anumită zonă nu apreciază piesa pe care o cântă artistul. Da, dar organizatorii sunt locali și ar putea să te avertizeze că nu știu, ar fi sau nu o problemă cu un artist sau altul. Petruț, îți mulțumim tare mult. Hai să vorbim și cu Cristina. Bună dimineața! Bună. Cristina! Cristina? Bună dimineața! Ascultăm, te rog, Cristina. Da, cred că problema a fost de la organizatori, iar reacția publicului nu poți să o controlezi. O să zici atunci pe moment să nu huiduie sau să păstreze tăcerea. Organizatorii au făcut toată... Trebuiau să fie mult mai atenți și probabil asta i-au prezentat. Uh-huh. Alegerea fiind a lui, aici noi, da, putem să ne ducem în alte discuții. Da. Așa ne văd, că asta este percepția celor din afară despre români și de aici și reacția publicului, că nu este așa. Mulțumesc frumos! Hai să vorbim și cu Cristi, uite, ne-a sunat Cristi. Bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața! M-auziți? Da. Salut, v-am ascultat cu atenție și am observat două lucruri. Odată când toată lumea încearcă să spună organizatorul este de vină, exact ca la studiile, ca la sondajele de opinie, că tot a fost o perioadă asta politică. Uh-huh. Asta una, nu, domnilor, problema este când dai un ban, vrei să scoți ceva. Au spus foarte mulți oameni că merg la nuntă și sunt, nu știu, polițist, procuror, jandarmi, doctor, nici ori fi pe acolo și la un moment dat ascultă, spun, domnule, nu vreau manea. Da? Iar ulterior, la final, domnule, ne mai luăm un pic, pentru că s-a spus în emisiune, domnule, român ascultă manea când a luat un pic. Corect. Și ăsta este adevărul. Modul în care iau un pic și aduce la minte, bă, că i-a murit mama, bă, că copilul nu știu ce a făcut, bă, că, nu știu, nevastă sau așa la bărbatul, ceva de genul ăsta. Da. Și atunci vreau să asculte ceva de jale. Eu am ascultat, eu sunt din Craiova, și aici este maneaua e manea, ok? Domnilor, eu în spatele casei mele bunicilor mei era Gabi Luncă, probabil o știți pe Gabi Luncă. Da. Problema este că Gabi Luncă nu era cu băgamea și cu făceamea și cu banii mei, femeia mea, Gabi Luncă era mea, carne, bucata mea de carne. Da, e diferență. Deci faptul că maneaua este asociată și este prezentată, a spus în, cred că în ultima seară de oră, cred că a spus de vreo 7 ori, adminune, mă rog, tot felul, ok, nu am nicio chestie, fiecare ascultă ce vrea și eu poate ascult o anumită muzică, na, când okay. Poate sunt trist. E ok. Dar dacă dumneavoastră asta promovați, a zis prima rizare în cadrul emisiunii, a fost înainte de ora 8, v-a spus un domn, dacă considerați și credeți în ceea ce promovați, ceea ce spuneți,
Dom'le, puneți mâna pe Europa FM și vă uitați la rating și vedeți acționarul dumneavoastră ce va spune ulterior. Da, n-am promovat, adică nu e ceva, nu promovăm asta. Este o discuție, este un moment, a fost un moment controversat, e cel puțin spus. Un moment care a șocat multă lume. Eu cred că trebuie să remarcăm faptul că trebuie să discutăm odată de clivajul ăsta. Știți, adică vin, nu e primul artist străin care remarcă ce voci bune, ce sunet interesant are un anumit gen muzical în România, care este foarte ascultat, dar pe care puțin recunosc că l-ascultă și mă refer la manele. Asta nu înseamnă că promovez manelele. Nu sunt ascultător al genului, așa cum nu ascult Eurodance-ul, care îi place lui Zaf. E un gen de muzică care îmi place, altul care nu îmi place. Dar trebuie să ne punem la un moment dat întrebarea asta. De ce străinii care nu cunosc ce se întâmplă în România sunt încântați de acest gen muzical? Și de ce noi avem o atitudine atât de schizofrenică față de genul ăsta? Îl ascultăm la petrecere, îl ascultăm în secret, îl ascultăm și dacă e în public, ne rușinăm cu el. Și cred că trebuie să ne mai punem o întrebare. Dacă Babașa a fost huiduit pe scenă pentru ce a cântat sau pentru ce este el? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.